sunteți acuzat, m-ați luat nicăieri, este adevărat? Vă reamintesc că fostul baron PSD este acuzat de luare de mită după ce ar fi condiționat un om de afaceri din Vaslui să-i dea 10% dintr-un contract pentru a primi sumele aferente lucrărilor la infrastructura rutieră. Emil Savin, zis Farmazon, a denunțat totul la DNA, iar procurorii au descins în momentul în care primea peste 1,25 de milioane de lei care au ajuns în mașina lui Buzatu. Fostul președinte CEJ Vaslui susține că totul este o scenare și că banii reprezentau de fapt un împrumut.